Bună seara, doamnelor și domnilor! Iată-ne într-o nouă săptămână cu noi subiecte. Vom încerca să abordăm o problematică destul de complexă în această seară alături de invitatul emisiunii, proaspăt ales în funcția de vicepreședinte al Partidului Național Liberal, filiala Târgu Jiu, domnul Nicu State. Stimate domn, bine ați revenit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Pentru cei care nu știu, stimați telespectatori, Nicu State este una dintre, cum ar spune fotbaliștii, figurile frumoase ale alegerilor din vara anului trecut, de la jumătatea anului trecut, când foarte așa pe ultima sută de metri, domnul Nicu State a reușit să coaguleze o echipă de tineri inimoși, bătăioși și să convingă oamenii că aici în Târgu Jiu la momentul respectiv existau și alte opțiuni. N-a fost să fie, din păcate pentru dumnealui, să strângă un număr suficient de voturi, dar asta nu înseamnă că astăzi nu vorbim de un Nicu State mai puternic, cu experiență, care între timp a văzut, să spunem, și părțile bune și părțile rele din ce înseamnă cloaca numită politică. A avut curajul să se bage în ultima vreme în două bătălii iarăși destul de importante, în anume aceea de a candida pentru post de vicepreședinte la nivel de PNL Târgu Jiu, unde de altfel și este în urma votului de acum două săptămâni, dacă nu mă înșel. Și în egală măsură a încercat să intre în bătălia pentru șefia PNL Gorj alături de alți doi contracandidați, însă haideți să lăsăm pe dumnealui să ne povestească în câteva fraze cine este Nicu State și cum a decis el să se implice în viața politică. Da, nu mă știu la întrebarea asta. Sunt același Nicu State. Am vrut să văd cum ies și la un partid mai mare. Totuși, PNL-ul este a doua forță a partidelor politice în România. Am discutat cu domnul Dan Vâlceanu în vara anului trecut, m-a convins să vin la Partidul Național Liberal, să văd și acolo cum merge treaba, să văd și aici cum merge treaba. Am decis acum să mă înscriu în cursa pentru președinția partidului, cu foarte mici șanse, s-a și văzut de altfel la vot. Am spus tot timpul de la început că nu sunt favorit, nici eu, nici celălalt contracandidat. Am și stabilit cu el că dacă avea șanse reale să câștige, făceam un pas înapoi, dar clar nu a avut el nicio șansă, s-a și văzut la vot. Iar acum trebuie să facem echipă, avem un președinte, trebuie să avem o luptă foarte importantă pe 11 iunie, trebuie să-l scoatem pe domnul Romanescu, primar al municipiului Târgu Jiu. Pleacă cu prima șansă, după toate datele din teren, și vreau să scot la vot nehotărâți, fiindcă acolo cei care stau acasă și își dau cu părerea pot influența votul și s-a demonstrat asta de-a lungul timpului. Deci trebuie scoși. Într-adevăr, este un lucru știut cel puțin în piața electorală din România, că dacă nemulțumiții s-ar prezenta la vot, sau măcar, estimez eu, jumătate din nemulțumiți s-ar prezenta la vot, cu siguranță balanța, în indiferent ce tip de bătălie, că vorbim de alegeri locale, că vorbim de alegeri parlamentare, că vorbim de europarlamentare sau chiar de cele prezidențiale, cu siguranță balanța ar fi înclinată, căci, nu știu, eu am făcut din ce în ce, de la tură la tură de alegeri, parcă sunt mai mulți oameni decis să nu mai voteze, mai mulți oameni sictiriți, mai mulți oameni supărați pe viață și, de ce nu, pe clasa politică. Apropo de acești oameni, am încercat, după experiența anului trecut, anului electoral trecut, să înțeleg, cu toate că, vă spun sincer, am fost foarte dezamăgit de faptul că oamenii nu ies la vot. Și am încercat să înțeleg, punându-mă în situația celui care spune n-am cu cine vota, punându-mă în situația celui care spune toți sunt la fel, punându-mă în situația în care celui care spune și ăștia tineri sunt crescuți de ăștia bătrâni, lucru care la partidele mari se cam întâmplă. Da. Și parcă nu le-am mai găsit așa o mare parte din vină, însă vă mărturisesc că în primă instanță am fost foarte, foarte dezamăgit de inactivitatea, de lipsa de reacție, de lipsa spiritului civic. Propuneam și am propus de câteva ori, atât la emisiunile pe care le-am moderat și atât, cât și la cei la care am fost invitat,
deși cu siguranță urlam ca lup în pustiu, să se introducă obligativitatea votului sau votul să fie obligatoriu, în ce sens? Cum se întâmplă în cantoanele din Elveția, unde faptul că n-ai făcut dovada votului când te duci prima oară la primărie sau ai treabă cu UAT-ul respectiv, e sancționat undeva între 5.000 și 7.000 de franci. Dacă ai două ture de alegeri din astea într-un an și nu te-ai prezentat că nu simți nimic pentru cei de pe listă, scoți minimum 10.000 de franci din buzunar, să spunem așa, sancționarea lipsei spiritului civic. Vă dați seama că la noi nici ca glumă nu poți să propui acest lucru, că ar sări toată lumea în cap. Da, puțin. Oricum mi-a sărit lumea în cap. Că... Da. Sunt multe lucruri bune de se pot face, dar din păcate sunt acei hoții de vise. Hoții de vise sunt oamenii care stai din gala. N-ai tu nicio șansă. Tot ăla iese, îți dă prima dată, nu te lasă să-ți duci la capăt planul, îți taie din ăla. Nu. Păi de ce faci tu asta? De ce ai intrat în politică? De ce îți trebuia ție politică? M-am lovit și eu de ele. Mă lovesc și acum. Inclusiv azi mă întâlneam cu un prieten din fosta echipă și după anumite scandaluri prin presă, mici scandaluri, răutăți prin presă, îmi spunea, vezi, ți-am zis să nu te bagi. Deci o chestie care așa se vede din afară, fiindcă politica era, ce să mai, așa, toată lumea vede politica e ceva rău și nu trebuie să fim în politică. Cu toate că fără politică am văzut că nu se poate. Corect, din păcate. Politica, politicienii fac legi, politicienii stabilesc un buget, cu bugetul acela noi trebuie să funcționăm și din păcate dacă ajung oameni acolo rău intenționați, cum a fost și Iordache de la justiție și și mulți alții. Și mulți alții. M-am dat un exemplu că e cel mai recent, da. Știe lumea și au văzut ce au putut să facă. O să ne trezim că nu mai putem face nimic, nici de pe margine, cum stăm acum. Nu votăm că tot ei iasă. Așa, cred că v-ați lovit și noastră de răspunsul ăsta de multe ori. Și atunci le-am explicat că dacă toți care îmi răspund așa, n-am de ce să ies la vot că tot e iasă, dacă toți ar vota, s-ar schimba balanța și atunci cu adevărat ar ieși cine ar vrea ei. Nu masa de manevră, nucleul dur al anumitor partide care tot timpul la ora 11 ei știu că... Pe câte voturi contează. Da. Da, din păcate este politica, nu doar în România, ci în întreaga Europa și în întreaga lume, politica este până la un punct matematică, chiar matematică în stare pură. În altă ordine de idee, amintează dumneavoastră de cei care îți taie într-un fel sau altul elanul când te arunci în acest domeniu al politicii, aveți perfectă dreptate, însă pe lângă aceștia care o fac cine știe din ce motive, mai există categoria interesaților să-ți taie aripile, acei abili manipulatori infiltrați sau nu de la alte formațiuni politice sau prinși în alte jocuri politice și care au intenția clară de a te de a descuraja pentru că tu e posibil să reprezinți un potențial pericol pentru partidul din care el face parte. Corect, dar eu am aptitudinea și atitudinea ca să-i descoper pe acești manipulatori și nu mă dau înlături. Pe mine mă afectează mai mult când un om simplu îmi spune lucrul acesta că nu trebuie să intru în politică. Decât interesații. Decât interesații, că acolo știu exact, dacă gândești logic, de ce vrea el să spună asta, adică are niște contracte cu actuala conducere. Eu vin să candidez împotriva actualei conduceri. El nu are garanția că își păstrează în continuare contractele. Corect. Deci e logic și nu am de ce să... Dumneavoastră, practic, îi amenințați sau i-ați amenințat continuitatea acelor acte pe care le are. Nu neapărat. Se pot speria doar pentru că au fost favorizați la un moment dat. Dar știți cum se întâmplă? Eu tot timpul am susținut. În primăria Târgu Jiu sunt foarte multe rude de ale fostului primar Florin Cârciumaru. Am spus-o, se știe lucrul acesta. Dar nu merg așa de departe cu chestia că toate sunt persoane slabe și sunt incapabile pe postul acela, fiindcă am observat și am lucrat de-a lungul timpului cu o persoană, cu o rudă de-a primarului, care am spus de câte ori am avut ocazia, eu aș păstra-o în primărie pe acea rudă, fiindcă probabil la început a fost angajată pe pile, mai mult ca sigur, 100%, nu am niciun dubiu. Dar dacă o persoană își face datoria și
Își dă interesul. Eu lucrez la privat, eu știu exact ce angajați îmi trebuie mie. Am văzut, adică m-am întâlnit, am prins o ipostază când chiar începuse valda să plângă că nu termina actele la timp. Adică să vezi ceva așa la stat, wow, pe mine m-a dat peste da, cap. Nu prea sunt cazuri. Nu prea sunt cazuri, adică corect. Asta e, nu s-au terminat. Deci, e și mâine o zi. Da. Un om căruia îi pasă de ce face e un angajat foarte bun și de asta am susținut tot timpul o evaluare a personalului. Nu contează că e rudă, că nu e rudă, că trebuie o evaluare a personalului, trebuie văzut repoziționare pe posturi, fiindcă sunt foarte mulți oameni buni și nu sunt titular pe un post. Cer scuze. Nu sunt titular pe un post și sunt mutați pe un post mai sigur, unde nu se poate schimba nimic. Corect. Dar nu te ajută foarte mult. Degeaba muți un om bun într-un, îl pui la centrală să stea să aprindă focul și nu te ajută cu nimic. Pierzi un... Corect. Din păcate această, să spunem, rotire ilogică sau poziționare ilogică se întâmplă frecvent și nu numai în aparatul administrativ din România, că vorbim aici de administrație publică locală sau centrală. Ascultam săptămâna, cred că la finalul săptămânii trecute, o declarație a unui parlamentar social-democrat de-a dreptul halucinantă, care spunea, apropo de angajarea rudelor la cabinetele parlamentare, că asta era speța la care făcea dumneavoastră referire, zice, sper să reproduc cât mai fidel ce spunea acel personaj, pentru că nu poate fi un domn, e un personaj, spunea ceva de genul, dacă am o rudă de geniu în familie și care poate să câștige, ar putea să câștige și un premiu Nobel sau premii, așa, de ce să nu-l angajez, că nu este competent? Nu-l angajezi acolo dacă ai, adică... Deci e de o penibilitate, da. Replica în sine, încât, nu știu, nu am cuvinte, poate sunt eu... Da, știu, sper să nu fie acel parlamentar care tot așa spunea că ce să fac el cu 1000 de euro, nu se poate trăi cu 1000 de euro. Vă referiți la domnul Borza sau de la cine ziceți, că și domnul Borza s-a legat de faza cu 1000 de euro. Da, nu știu cum îl cheamă, un nu, tip nu, de la... Nu, ăsta era unul, PSD altul. Care spunea că nu, el trebuie să... Dividendele lui erau ceva de ordinul miliardelor din firmele care le avea, dar zicea că el ce face cu salariul de parlamentar de 1000 de euro, că e inadmisibil, nu poate să-și cumpere un costum. Adevărul e că dacă te raportezi la ceea ce câștigi adiacent politicii din aceste contracte, din diverse combinații, 1000 de euro ți se pare într-adevăr jalnic. Acum, pe logica matematicii. Aveți dreptate, așa pe logica este. Matematicii. N-am gândit probabil așa, dumnealui făcea referire strict matematic, ce fac 1000 de euro dacă de dincolo îmi vin lunar 500.000 de euro. Dar de ce să nu facem un exercițiu de imaginație? Să chemăm toți asistații sociali din Târgu Jiu, da. Undeva pe stadion, când se inaugurează frumos, îi punem în tribună și îl chemăm pe acel domn să le explice că el nu poate să trăiască cu 1000 de euro. Da. Ăsta cred că ar fi cel mai bun exercițiu. Aș vrea să văd reacția lui când și reacția cum interacționează. Da. Da. Este, din păcate, se întâmplă lucruri aiurea în această țară. Tot, din păcate, nu suntem singura țară în care au loc lucruri din acestea reprobabile. Însă parcă te doare când ți se întâmplă ție și când e totul la tine acasă. În altă ordine de idei, cum ați resimțit experiența acestor două ture de alegeri interne în cadrul PNL-ului? Ați intrat mai nou formați, o echipă nouă, o echipă destul de puternică la municipiu. Ați spus că vă pregătiți sau echipa se pregătește pentru importanta bătălie care va avea loc în două luni? Da, chiar în două luni. Da, exact două luni. Vedem mâine, am înțeles că este ședință de guvern și se stabilește. Cu siguranță va fi acea dată, că e cea da, să aruncată. Sperăm, să sperăm că avem nevoie de liniște în oraș și de să termină o dată cu, știți, de obicei în campanie și precampanie sunt foarte multe atacuri, unele mai murdare, unele nefondate și chiar îmi doresc liniște, îmi doresc să iasă domnul Marcel Romanescu primar. Avem o echipă sudată la Târgu Jiu, s-a văzut în alegeri, a fost competiție, am avut ieri o ședință la municipiu, ne-am trasat sarcini, am observat și am rămas surprins, plăcut surprins că oamenii își doresc, dacă răspundeau de o anumită secție, de o anumită zonă, își doresc să mai ia, pot să ajut și eu acolo. A venit un coleg de-al meu, a venit cu o idee
să se unească mai multe secții și să și împartă între ei teritoriul, adică să nu se mai ducă singur pe zonă. Deci am văzut, cum să zic, trag unul de altul acum, dacă înainte la parlamentare fiecare cu secția lui, mai mult sau mai puțin plus minus și-au dat interesul, acum am văzut cum trag unii de alții, hai, acolo cunosc eu, te ajut eu, acolo pot să vin eu să te ajut. Deci niciodată n-am văzut mobilizare de când am venit eu în PNL așa mare cum este acum. Și ăsta e un lucru bun. Și la județ, după aceste alegeri, sper să se termine o dată pentru totdeauna cu reprezentanții PNL și PDL. Adevărul că a existat această idee, această, nu știu cum să o spun, acest lucru și nu neapărat în Gorj. În Gorj n-a fost vizibil, dar au fost județe ale țării unde discrepanțele faptului că cele două foste partide nu s-au pliat, nu s-au unit așa cum ar trebui. Și pe de o parte este și firesc, două partide cu orgolii, două partide cu oameni, n-au fost suficiente funcții să-i mulțumească pe toți. La Gorj a fost, nu, și nu puțin sunt cei care și la Gorj au spus că PDL-ul sau defunctul PDL a cam pus așa piciorul pe grumazul fostului PNL. Da, din păcate eu nu văd altruism la persoanele care acuză oamenii că PDL-ul a preluat din PNL. Nu văd deloc altruism, nu văd unitate, nu văd echipă. Păi eu vă întreb altfel. Să zicem, eu transpun totul spre fotbal. Dacă dumneavoastră vă transferați de la o echipă la un satelit, dumneavoastră nu vreți să dați gol acolo, nu vreți să câștige echipa cealaltă, ba da? Păi așa e și aici. Ok, ați venit toți într-un partid, sunteți transferați toți în același partid, trebuie să tragem toți să câștige partidul. La aceeași căruță. Acum au fost alegeri. S-a văzut clar ce se vrea, pe ce linie. S-au văzut clar, dacă e să mă întrebați pe mine, s-au văzut în voturile domnului Paraschiv, s-au văzut și nemulțumiții și credeți-mă, nu sunt toți în alea 125 de voturi toți peneliștii, că dacă era să voteze peneliștii, penelistul pe PNL-ul vechi, pe domnul Mihai Paraschiv, luau mai mult de 125 de voturi. Da, corect. Deci nu așa s-a pus problema. Eu am vorbit cu Mihai după alegeri, mi-a promis că o să fie liniște, a și declarat lucrul acesta la o emisiune, că îl sprijinim toți pe Marcel Romanescu să iasă primar, sper să îngroape securea războiului și să dăm înainte. Adică nu avem nevoie acum să ne aducem aminte ce a făcut unul și altul de-a lungul timpului în partid. Trebuie să fim uniți, mai uniți ca niciodată. Observ cu stupoare că unii colegi nici acum nu înțeleg lucrul acesta. Colegi din PNL. Colegi din PNL, da. Aceiași frustrați care i-am mai spus eu și i-am menționat, care nu știu să piardă. Și nu vreau să dau nume, dar chiar n-am înțeles nimic din ce discuție am avut cu domnul Chivu de la Rovinari. În continuare nu știe să piardă și rămâne frustrat și eu zic că nu are un viitor frumos în PNL dacă în continuare merge pe linia asta. Deci trebuie să-și vadă de orașul lui acolo, trebuie să facă lucruri bune pentru oraș și nu trebuie să interzică anumite chestii doar de dragul de a demonstra că el are putere în orașul ăla, fiindcă am mai spus-o de atâtea ori, același lucru pățim și noi la Motru cu primarul Gigel Gianu, când care se trec hotărârile de la... Are un consiliu local ostil. Are un consiliu local ostil și are tot un frustrat în partea altă la PSD, deci nu... Da, scriam și eu săptămâna, cred că săptămâna aceasta, dacă nu mă înșel, un material despre situațiile total nefuncționale, din păcate, în România, în care fie există un primar și o majoritate confortabilă, iar opoziția, din păcate, nu poate să facă decât joc de gleznă, pentru că, indiferent ce ai face și dacă faci flutări în limbă, având X, unde X este un număr foarte mic de consilieri locali sau județeni, da, nu, de consilieri locali, n-ai ce să faci. Iar cealaltă situație, tot la fel ciudată și care duce la disfuncționalități în tot ce înseamnă demers pentru binele cetățenilor, este când ajungi să fii primar, dar din păcate n-ai o majoritate minimă în cadrul Consiliului Local și iarăși te lovești de un zid. Și trebuie să apelezi la compromisuri
și tot felul de situații destul de ciudate, să le spunem așa. Vedeți, asta am spus și lui Chivu de la Rovinari. Dacă el vrea în continuare să candideze peste 3 ani, pe el nu trebuie să blocheze hotărârile de Consiliul Local care sunt în interesul cetățenilor. Ok, le blochezi pe alea care nu sunt în interesul cetățenilor și vezi că se întâmplă lucruri necurate. Da, le blochezi pe asta și le și spui, uite de ce l-am blocat. Corect. Dar în momentul când se dau niște hotărâri în interesul persoanelor din Rovinari, tu nu trebuie să te opui doar de dragul de a arăta că tu ai putere și vedeți voi ce ați pierdut. Uite, dacă nu m-ați votat pe mine, nu vă trec ăstea. Deci, nu știu. Este. Eu sper să se rezolve și acolo lucrurile, să înțeleagă și el că a pierdut și că urmează altă luptă și trebuie de acum să-și întărească poziția. Eu i-am dat un sfat, am spus, asumă-ți-le tu, după ce le vezi care sunt hotărârile, vină cu o modificare mică și spui, în formă asta ți le trec, tot în interesul cetățeanului. Măcar să vadă cetățeanul că e de bună credință și vrea să facă ceva. Acum, da, n-ar trebui să vorbesc că e colegul meu și ăsta, dar sper să înțeleagă lucrurile astea că e în interesul partidului să meargă treaba acolo. Vă propun ca următoarea temă de discuție, pentru că vom lua în scurt timp o pauză de publicitate și vom lua tema după pauză, ce îi trebuie la momentul vorbirii PNL-ului, nu iau în calcul aceste alegeri parțiale de pe 11 iunie. Da. Timpul este scurt și oricum nu putem vorbi de reformă autentică. Ce îi trebuie PNL-ului astfel încât peste 3 ani ce a mai rămas, la următoarea tură de alegeri generale, să convingă electoratul, prima condiție, a doua, să fie cât de cât reformat și a treia, să nu se mai întâlnească cu un scor de un penibil istoric, pentru că nu are sens să ne ascundem după căciulă. PNL-ul a înregistrat anul trecut în cele două ture, dar preponderent în a doua tură de alegeri parlamentare, un scor dezastruos. Ok, am înțeles, pe promisiuni populiste din partea socialdemocraților, pe frustrări, pe nemulțumire ale oamenilor, dar totuși, parcă a fost așa o cavalcadă inclusiv de decizii greșite luate de liderii din toată țara la un moment dat. Or, lucrul ăsta nu poate să fie bine pentru ideea de liberalism autentic. Ce-i trebuie PNL-ului astfel încât peste 3 ani să vorbim de altceva? Trebuie PNL-ul să fie reprezentați de oameni care cu adevărat vor să facă ceva. Niciodată, nici la data trecută la locale, nici acum la parlamentare, au fost câteva persoane care nu au fost dorite nici de membrii PNL-ului. Păi vă dați seama cum te duci tu la echipă cu un soldat care nu-i dorit de nimeni și care știe de la început că va pierde. Cum să tragă acea echipă? Cum să tragă acea echipă pentru acel om când nu ai încredere în el? Corect. Din păcate, suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Revenim cu această temă a discuției în scurt timp.
Cu furaje și cereale de la Robleo, diminețile încep altfel pentru păsările și animalele dumneavoastră. Sece Robleo, prin locațiile din strada 14. Rețeaua magazinelor Max se extinde anul acesta în județul Gorj. Începând cu 1 martie, Max deschide un nou magazin de prezentare, în Bumbești Pițic, la doar 8 km de Novaci, prin Pociovaliște, accesibil și locuitorilor din Alimpești, Baia de Fier și Polovraci. Aici veți găsi gresie, faianță, parchet, uși de interior și uși metalice, căzi de baie, cabine de duș, obiecte sanitare și alte articole pentru amenajări interioare și exterioare. Max, civilizația în comerțul cu materiale de construcții. De la 1 martie și în Bumbești Pițic. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEA spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Șoferii isteți își montează instalație CPL la Vumar Prod SRL. Vumar Prod SRL. Dispunem de servis automontaj, întreținere și reparații instalații CPL. Ne găsiți în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 9 până la ora 16. Puteți să ne contactați și la numărul de telefon 0253-214-554. Vumar Prod SRL este la dispoziția dumneavoastră cu două stații CPL în Târgu Jiu, pe strada Luncilor numărul 85 și pe calea București numărul 64, 24 de ore din 24 și 7 zile din 7. Vumar Prod SRL. De 14 ani suntem împreună și continuăm tot împreună. Vumar Prod SRL. Grijă pentru mașina ta. Raico, dealer Husqvarna, dă startul campaniei de primăvară. Ai reducere 200 de lei la motofereastrău Husqvarna 236 și motocoasa Husqvarna 128, 150 de lei la mașina de tuns iarbă, 200 de lei la 4 modele de motounelte pentru Garviu, 150 de lei la refolatoare pentru frunze, reduceri de până la 300 de lei pentru o gamă variată de motounelte pentru cosit și motoferăstraie, 200 de lei la motoferăstrăul 562XP și cadou o cască de protecție. Primești un set de foarfeci de grădinărit cadou la achiziționarea unei mașini de tuns gazonul. La noi găsești motocultivatoare Verdina, adresate pentru cultivarea grădinilor de legume. Husqvarna. Ne găsești în Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Turceni, Motru, Pazeș, sat Apa Neagră. Telefon 0253-210736. Raico. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Machiaj profesional, cosmetică, coafură și masaj. Servicii de înaltă calitate la prețuri accesibile. Strălucire, frumusețe și naturalețe. Toate le găsești pe Bulevardul Republicii la numărul 4. Programări la numărul de telefon 0757-537-848. Am revenit, stimați telespectatori, cu a doua parte a emisiunii. În finalul primei vorbeam cu Nicu State, vicepreședinte PNL Târgu Jiu, despre ce-i trebuie PNL-ului astfel încât la următoarea tură, să spunem, majoră de alegeri, anume cele parlamentare, de peste aproape 3 ani și jumătate, astfel încât să nu se mai obțină, cu ghilimele de rigoare, obțină, pentru că e o ironie, scorul rușinos
ce a fost înregistrat în cele două bătălii din 2016, din iulie și din decembrie, scor ce a permis instaurarea, căci este o instaurare în forță a social-democraților atât în majoritatea administrațiilor publice locale, cât și în guvern, în parlament, iar lucrurile vedem pe ce trend merg. Evident, până acum este unul promițător. E frumos când cresc banii, când cresc salariile, e frumos când cresc pensiile, e frumos când se taie taxe și impozite, însă vedem când vom deconta. Să terminăm ideea cu rebranduirea PNL-ului. Ce mai trebuie PNL-ului? Deci, eu zic că în momentul când ai un candidat cu imagine foarte bună, un candidat care a demonstrat de-a lungul timpului că e iubit de târgujeni, și aici mă refer la Marcel Romanescu, bineînțeles, o să vedeți că rezultatul la alegeri va fi altul. Deci nu ai cum să pierzi când ai un candidat bun. Nici în vară, la alegerile locale, n-am avut un candidat, adică chiar glumeam cu colegii noștri că întreba lumea cine e candidatul. El era în fruntea echipei și întreba, da, cine e candidatul, domnul Marcel Romanescu. Campanie, când vă plimbați. În campanie, da, vorbeau de domnul Lupulescu. Acum, la parlamentare, știți, povestea cu Tudor Barbu, când nu a fost acceptat nici de unii membri, au fost tensiuni de la început, deci noi practic ne-a prins campania cu un PNL rupt, cu importanți oameni din PNL care declarau pe la posturile de radio și televiziune locale că nu și-l doresc candidat, că nu-l susțin. Ce-i drept? Păi și atunci, cum putem să câștigăm o bătălie când tu nu ai încredere în candidatul tău? Corect. Pe când, uitați-vă în partea cealaltă. În partea cealaltă nu a fost nici măcar cea mai mică declarație împotrivă. Nu există. Dacă prin alte județe se mai găsește câte un, să zic așa, răsărit prin partid răzvrătit să pună probleme candidatului sau să iasă puțin în față cu derapaje publice, aici la Târgu Jiu nu. Unitate totală la PSD. Și atunci o să vedeți și în precampanie și exact în campanie ce bine probabil o să facă sondaje. O să vedeți ce bine o să stea candidatul nostru de la Târgu Jiu. Apropo de această iminentă campanie, pentru că dacă mâine în ședința de guvern se va stabili ca termen 11 iunie 2017 pentru tura de alegeri parțiale, cu siguranță va începe peste cât o lună și campania, pentru că timpul este foarte scurt, 2 luni, nu? Trebuie să fie 30 de zile de campanie. Avem 2 săptămâni, doar 2 săptămâni. 2 săptămâni fiind alegeri parțiale. Ok, bun. Da. Problema se pune în felul următor. Timpul este scurt și în media centrală au început să apară foarte multe voci avizate ale celor care fac presă și care au spus că se grăbește această aruncare în piață a termenului de 11 iunie 2017, tocmai în ideea în care se va ajunge la jumătatea anului și s-ar putea dovedi că o bună parte dintre promisiunile de campanie, cele de substanță, cele care, să spun, ar avea un impact major, negativ sau pozitiv, în ce înseamnă a doua parte a anului în economie, s-ar putea ca acele măsuri să nu se mai, să nu mai fie vizibile, să nu mai poată fi susținute și că toată această grabă ar fi de fapt cauzată de problema pe care am expus-o. Dacă e să mă întrebați pe mine, asta e și o greșeală de a noastră, de a PNL-ului, fiindcă am susținut tot timpul că ne dorim cel mai mult să fie undeva la sfârșitul anului, să vadă cetățeanul, omul cu drept de vot, ce se întâmplă până atunci, că toate acele promisiuni au fost pure invenții, au fost doar declarații de campanie și electorale. Deci nu se poate, nu poți să arunci așa pur și simplu și în timpul jocului să vii să spui că, știți, nu mai putem din el motive să facem acest lucru. Adică tu îți creezi toată campania pe lapte și miere și ajungi la guvernare, vezi că nu se poate și dacă poți să dai vina tot pe ăștia, că de-aia nu se poate, că nu știi ce ai găsit acolo. Deci omul de rând va vedea. Un soi de grea moștenire.
Cum se tot practica ideea. Da, știți cum e cu greaua moștenire. Oamenii s-au schimbat doar șefii. Oamenii corect, din compartimente corect. Rămân acolo. 2, 3, 4 e acolo. Sunt acolo. Corect. Deci ei trebuiau să știe exact cum stau când au făcut acele declarații de campanie. Plus că sunt și oameni de-ai lor angajați acolo în eșantionul 3-4. Cum trebuie să privim sau în ce cheie trebuie să privim decizia de ieri, anume de amânare sau de prelungire a discuțiilor pe legea salarizării unitare, în ideea în care la finalul săptămânii trecute, mai exact joi, există o declarație fermă, clară, asumată, cu subiect și predicat de liderul social-democrațiilor la nivel național, domnul Liviu Dragnea, iar aseară pare se că trebuie să se mai pronunțe lumea. Care lume? Că oricum am ferma convingere că indiferent cât s-ar pronunța lumea din afara PSD-ului pe acest proiect, tot având majoritate, oricum se face și se petrece așa cum își doresc dumnealor. De ce încă 10 zile? Ei au nevoie de tergiversare acum. Ei își doresc încă 10 și încă 10, fiindcă în forma inițială cum a fost scoasă, au avut foarte multe reproșuri. Și atunci, ca să nu știu, le e frică să-și asume total această lege, și așteaptă 10 zile să vadă exact ce zice și... Ce se întâmplă. Da. Deci cu alte cuvinte să ia pulsul sau să mai ia încă o dată pulsul pieței. Nu vor să ia decizia cu orice preț să fie lumea lor. Adică așteaptă un feedback și de la... Alți parteneri alți din piață. Parteneri. Corect, da. Este foarte posibil să fie așa. Le reamintim telespectatorilor ceea ce le spuneam și ascultătorilor de la radio. Într-una dintre primele emisiuni după câștigarea în fanfar în Gorj alegerilor de către social-democrați după tura din decembrie, președintele executiv PSD Gorj, domnul Mihai Weber, deputatul Mihai Weber, spunea, ne dădea asigurări ferme la postul nostru de radio că la 1 iulie vom avea o lege a salarizării unitare, spunând că proiectul propus de social-democrați guvernului tehnocrat, fostului guvern tehnocrat, a zăcut undeva în sertare și că va fi pus pe repede înainte. Uite că nu e chiar pus pe repede înainte și mai vedem încă 10 zile de amânare, dar teoretic sunt în grafic dumnealor parlamentarii social-democrați cu votarea, cu aprobarea acestei legi a salarizării unitare, o lege care mie mi se pare cel puțin, nu știu, ciudată în ideea în care nu mă leg neapărat de salariul președintelui. Bun, scade cu 3.000, aproape 3.000 de lei sau 3.000 de lei și un picus față de cât câștigă acum. Dar mi se par ciudate în ideea că nu pot fi susținute de o economie șubredă cum este a noastră toate acele creșteri și până în 2022 și până în 2020 nu contează de aproape 150% sau chiar de 200%. De unde în piață? Că e clar că nu vor fi făcute până în, să spunem, până în 31 decembrie 2017. De unde într-un an, doi, să-ți tripleze, să-ți dubleze salariile? Mai mult de atât, avem o serie de declarații halucinante ale ministrului Muncii, care spunea dumneai, doamna Lia Olguța Vasilescu, după aia în 24 de ore a retractat, că nu, se aduce până în 2020-2022. Că se vor mări salariile până în nu știu ce target, cu nu știu cât, adică niște enormități într-o țară civilizată, astfel de declarații duceau la demisia sau demiterea, îndepărtarea acelei persoane și trimiterea ei undeva la coșul partidului. La noi se poate. Vă dați seama, dumneavoastră, mă întrebați pe mine de unde fac rost de bani. Nu știu ei acum de când o să facă rost de bani. Deci eu nu pot să-mi dau decât cu presupusul sau să... Au dat de o comoară? Ce s-a întâmplat? Nu știu ce se întâmplă cu ei, că am părea că vor doar să mai prind încă un mandat de dau ei termene acestea de... De ce n-au zis 2020. Până în 2019? De ce n-au zis 2020? Repet, nu vreau să fiu perceput drept acel om care caută nod în papură. Toată lumea își dorește salarii mai mari. Asta e întrebarea normală și celor care au votat cu PSD. M-am întâlnit cu oameni care mi-au spus, bă, totuși au venit cu ceva. Corect. Au avut un plan bine deci structurat, bine prezentat. Sunt foarte corect, chiar dacă sunt la PNL, față de noi, au venit cu ceva, au spus. Am avut și noi cele 100 de puncte atunci ale lui Cioloș, dar ei au venit concret și au spus, facem asta, facem asta, facem asta. Erau declarații pompoase, așa le percepeam noi, de la opoziție.
votantul le-a crezut, dar să demonstrează acum că acele declarații pompoase au fost doar electorale și în perioada aceea și nu pot să susțină ceea ce au promis. Cum vedeți, din scurt, campania PNL-ului pentru alegerile parțiale? Avem aici la Târgu Jiu, avem Craiova, să spun, cele mai răsărite, dar mai sunt și alte localități. O campanie, repet, făcută din scurt, făcută cumva așa pe repede înainte, în ideea în care există, într-adevăr, spuneați dumneavoastră, de oameni, inclusiv votanți de ai PSD-ului, există foarte mulți oameni cărora pare să li se fi luat de pe ochi acea nebuloasă pe care au avut în momentul în care s-au îndreptat către vot, sperând ca de altfel noi toți într-un trai mai bun. Se pot schimba datele problemei din punctul de vedere al prelorii puterii, să spunem, administrativ, teritoriale, la Craiova, la Târgu Jiu și în țară? La Craiova, din ce știu eu, o să fie foarte greu, fiindcă acolo nu sunt așa uniți ca la Târgu Jiu. La Târgu Jiu, mai mult ca niciodată, sunt foarte sigur că Marcel Romanescu va câștiga primăria. Și o văd nu neapărat în interiorul partidului, cât și în afara lui, cum vorbește. Da, cum vorbesc oamenii, cum îl susțin, și când am fost eu candidat la primărie, venea și îmi spunea lumea, bă, am auzit că ar avea șanse Romanescu, de ce nu l-a lăsat să candideze? Deci persoane care nu-l cunosc vin și îmi spun lucrul ăsta. Inclusiv cumnatul meu, anul trecut îmi spunea, dacă îl știu pe Marcel Romanescu, că auzit că el va câștiga primăria și el nu era candidat. Deci, bine, în lista celor 5 posibili candidați din partea PNL-ului a fost, doar că s-a extras al șaselea, că... Dar nu mă vreau să mai vorbesc, da, de corect, ce a fost atunci. Da, corect, e oricum subiect îngropat. Acum trebuie să fim uniți, să arătăm unitate și să-l susținem pe Marcel Romanescu cu toți, inclusiv membrii din teritoriu, din comunele, din Gorj, fiindcă toți au rude în Târgu Jiu și trebuie transmis mesajul clar către domnul Marcel Romanescu. Există, din ceea ce știți, pentru că declarațiile socialdemocraților sau liderului socialdemocraților gorjeni în ultimele zile sunt destul de ciudate, există certitudini că actuala propunere a socialdemocraților va fi și contracandidatului Marcel Romanescu sau se așteaptă, nu știu, mai știu ce, de la București? Căci declarația de zile trecute a fostului primar Florin Cârciumaru e una cu dus și cu întors. Nu poți să pui bază că, într-adevăr, domnul Aurel Popescu este propunerea PSD-ului, PSD Târgu Jiu, pentru primărie. Eu bănuiesc că aici a fost vorba de altceva. Senatorul Florin Cârciumaru, fiind plecat foarte mult pe la București, a scăpat puțin lucrurile de sub control pe aici, la Târgu Jiu. În organizație. Da, da. Și domnul Aurel Popescu, cum e și normal, bănuiesc, că a încercat să-și facă echipa proprie. Corect, e firesc, nu poate fi acuzat. E firesc, nu poate fi acuzat, dar Florin Cârciumaru a ținut să-i atragă atenția cu această declarație că vor vedea cine va fi candidat, ca să-i arate în continuare cine e jupunul și cine trage sforii la Târgu Jiu. Dacă e să mă întrebați pe mine, și această chestiune am discutat-o cu mai mulți prieteni și colegi și chiar e logic ce spun eu acum. Adică Aurel Popescu începuse să prindă puțină coajă, să-și facă echipa lui proprie și din păcate o să vedeți și în campanie că vectorul va fi tot Florin Cârciumaru, vectorul de imagine. Tot el va fi în prima linie, tot... Știți ce este foarte interesant din ce spuneți dumneavoastră? Pare să se îmbine cu senzația pe care din ce în ce mai multă lume o are după vidul de putere lăsat de dispariția din peisajul politic al lui Ion Călinoiu. Cred că senatorul Florin Cârciumaru, fostul primar de Târgu Jiu, de atâtea mandate, a realizat că este foarte bine în această postură, în această poziție în care dictează aproape de unul singur. Și cred că lucrul acesta poate să schimbe datele problemei. În situația în care, și vă dau un singur exemplu, sunt foarte multe persoane din organizație care
în eventualitatea înscăunării ca prefect a domnului Ciprian Florescu, îl văd ca posibil și un foarte bun vicepreședinte de Consiliul Județean pe Mihai Plunariu. Se pare însă că de partea cealaltă, președintele cu mână forte în PSD Gorj nu agrează foarte tare această idee, optând pentru domnul Milosteanu, secretarul general al partidului. Iată că lucrurile par și acolo să fie puțin tensionate. Poate PNL-ul să profite de aceste, să spunem, șicane mai mult sau mai puțin vizibile, pentru că știm că Partidul Social Democrat este un partid ordonat și rar de tot vezi ieșiri și derapaje publice. În rest, acolo se cuțitează între ei. Florin Cârciumar nu-și dorește decât să facă el în continuare cărțile, el să fie jupânul. Și de aceea orice măsură luată din interiorul partidului, din interiorul partidurilor de la PSD, orice măsură luată împotriva lui Florin Cârciumaru este una în interesul cetățeanului din Târgu Jiu. Deci vă spun sincer, nu m-ar deranja ca tabăra aceea care nu e agreată de Cârciumaru să ajungă în conducerea și în prefectură și în... Deci nu mă deranjează absolut deloc. Deci există acele tabere, că toată lumea o neagă. Sunt acele tabere, am spus-o de atâtea ori, deși am fost acuzat că acum sunt membru PNL și nu trebuie să reneg puțin prietenii din PSD, niciodată nu o să fac acest lucru, cu riscul de a-și fi exclus, de a-și fi dat afară din partid. Sunt foarte multe persoane capabile și inteligente la PSD, dar care sunt date la o parte, fiindcă acele persoane, dacă ar fi puse pe poziții cheie, nu ar duce mai departe acele contracte de vorbeam directiva la început. Directiva partidului. Da, nu ar mai avea grijă la fel de bine cum a avut domnul Cârciumaru în trecut de... Ați avut, dacă nu mă înșel, ați avut un mic incident de natură electorală în vara lui 2016, în Poiana Narciselor, da. Când ați fost acuzat de fostul primar al municipiului Târgu Jiu, actualul senator de Gorj, că nu luptați fair play sau ceva de genul ăsta. Da, n-am vorbit niciodată despre acest incident, eram cu familia, cu copiii la acel târg, el era cu ceata de Spider-Man, ca așa le ziceau copiii, că erau în roșu toți îmbrăcați și împărțau pliante. Și a ținut să mă dojenească în stilul caracteristic că ce am căutat eu să mă întâlnesc cu contracandidații la MOL, că vrem să-l dăm jos. Eu nu știu cum aș fi putut să-l direcționez, că aș fi vrut, dacă puteam să direcționez toate voturile contracandidaților către mine. Chiar sau să le duceți ale dumneavoastră către unul care să fie sigur. Da, să le duc pe ale mele. Cum am făcut asta? Că domnul Lupulescu n-a fost, domnul Cârciumaru n-a fost, au fost ceilalți contracandidați. Bineînțeles că sunt și eu om, am reacționat cum reacționez de obicei, nu pot să reproduc la televizor. Cum, da, corect. Oricum a rămas puțin surprins, nu s-a așteptat, probabil nu cred că am mai avut de mult asemenea reacție din partea unei persoane apropiate, care credea probabil apropiată, și dar nu mai vreau să vorbesc despre acest lucru, îi place să conducă tot domnului Florin Cârciumaru, vrea să pună, dacă se poate, și persoana care șterge geamurile la sediu acolo, tot domnul Cârciumaru să fie direcționată. Da. Vorbeam în prima parte a emisiunii de tineri, de implicarea tinerilor în această chestiune numită politică, pentru că uneori este o chestiune politică în România și în lume. Cum pot fi, nu ademeniți, că poate nu e termenul potrivit, cum poți fi atrași tinerii, că vorbim de tineri care au putere de muncă, că vorbim de tineri care au idei, că vorbim de tineri care au viziune în politică, în ideea în care imaginea clasei politice este una compromisă. Toată lumea când se gândește la politicieni, se gândește la hoți, delapidatori, combinatori, interese meschine, de grup, de microgrup și așa mai departe. Cu ce speranțe să vină un tânăr care poate are o viziune extraordinară într-un domeniu și care ar putea să ducă la un impact favorabil dezvoltării societății pe palierul respectiv, dacă omul ăla pleacă de acasă și se gândește, păi cum să mă apuc de politică când, uite, cât sunt de pătați toți, cât sunt de compromiși toți. Cum mai pot fi atrași tinerii către politică? Chiar acum de curând am avut câțiva prieteni care au venit
la noi în partid. Nu am mai fost niciodată într-un partid politic și prima dată i-am simțit parcă le era rușine că timorați. Sunt într-un partid politic. Nu vreau să știe, da, ajutau, dar nu vreau să știe. Când îi întreba cineva direct, dar tu ești acolo? Aș vrea să mă duc. Deci, au avut... Dădeau pe după cireș. Da, da, fiindcă din percepția unui tânăr acum despre politică, exact cum a zis și noastră, nu este una foarte bună. Tot ce e politic e rău. Și atunci e greu să atragi tinerii către partea asta în politică și mai mult de atât nu mai sunt nici acele evenimente făcute pentru tineri, cum se făcea odată la partide. Ba un meci de fotbal, un meci de basket, ba o acțiune... Ceea ce multinaționale numesc team building. Team building-ul de la multinaționale evit să vreau să mă acomodez cu politica și cu termenii politici, că în termeni de multinaționale aș vorbi non-stop. Corect. Dar aceste întâlniri mobilizatoare și pentru construirea de echipe puternice și de unitate lipsesc cu desăvârșire. Eu am încercat anul trecut cu echipa mea, niciun om nu a fost în regimentat politic din echipa mea. Am încercat să fac aceste întâlniri, team building-uri și să facem un brainstorming, dacă tot am ajuns aici la termen de specialitate. Și așa am ajuns să facem și platforma program. Asta o să facem și în campania domnului Romanescu. O să ne punem toți la aceeași masă, toată echipa de campanie, nucleu dur, o să stabilim prioritățile pentru Târgu Jiu, fiindcă este nevoie cu adevărat de lucruri bune pentru orașul nostru ca să se poată dezvolta. Inclusiv știu că mulți au râs despre aeroport când s-a povestit prin campania trecută. La Stănești? Nu. Vreau să zic, luăm în analiză. Nu știu dacă va fi în tema de campanie, dar vreau să spun, toată lumea vorbește despre investitori, despre autostrăzi și despre facilitățile oferite către investitori. Iar noi dacă vorbim despre aceste lucruri și nu le avem, nu știu cum ar putea să aterizeze direct așa la noi fără să le înleznim acest lucru, fără să le punem la dispoziție toate uneltele. Într-adevăr, din păcate nu se întâmplă aceste lucruri și tot din păcate am ajuns la finalul emisiunii. Nicu State, doamnelor și domnilor, proaspăt ales vicepreședinte al PNL Târgu Jiu, să nu cumva să spun PNL Gorj, să creăm zâzanii în partid după tura de alegeri. Stimate domnă, vă mulțumim pentru prezența în această seară. Așteptăm cu interes anunțul oficial că 11 iunie este data alegerilor parțiale. Până atunci însă, dragii mei, să aveți o seară plăcută. La revedere!